Tudorel Toadera nu de secretizarea protocoalelor SRI, este o procedură legală. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ce a primit de la Ministerul Public protocoalele încheiate cu SRI sublinierei ce va fi parcurs procedura legală de desecretizare a documentelor. Am primit protocoalele de la parchetul general. Am apreciat faptul că după ce am cerut public sublinierei alți reprezentanti au cerut ceea ce eu cerusem sublinierei ce imediat subliniere F-ul SRI a exprimat acordul, iar ieri după amiază le-am primit de la procurorul general. Nu vă pot spune ce concin, nere. Până nu parcurg procedura de desecretizare, a declarat Tudorel Toader, miercuri, după ce a participat la bilancul Administrației Naționale a Penitenciarelor, potrivit newsro. El a spus că acestea vor fi desecretizate potrivit legii 182. Este o procedură legală, a spus Toader. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazăre, luni dimineață, începerea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor încheiate între Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizat sublinierei Terorism și Serviciul Român de Informații. Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, a decis marci, în plen, se solicite în altei curci de casație sublinierei justiție, ICJ, Ministerului Public sublinierei parchetelor, Inspecției Judiciare, precum sublinierei Institutului Național al Magistraturii sublinierei Colii Naționale al Magistraturii, se spun dacă au încheiat protocoale cu serviciile sau structurile de informații începând cu 1 ianuarie 2005.